Bine v-am găsit! Să fie o săptămână magică, luminată, Hristos a înviat, să fiți magici, sănătoși, să fiți binecuvântați, să se reverse pe voi toată această energie a sărbătorilor, a luminii de la înviere, să fiți binecuvântați. Cred că e cel mai frumos, cea mai frumoasă urare, pe lângă Hristos a înviat, mesajul clasic în aceste zile. Să fiți binecuvântați este ceea ce îmi doresc să vă urez. Mesajul pentru această săptămână: să vă puneți o intenție, o întrebare, împărtășește-ți înțelepciunea. În aceste zile împărtășiți-vă înțelepciunea, dați mai departe din cunoașterea voastră, spuneți ce vreți, ce vă doriți, ce nevoie aveți. Pur și simplu este momentul potrivit, este momentul bun să dați mai departe din experiența voastră, experiență care duce la înțelepciune. Cu cât ai mai multe experiențe, cu atât înțelegi mai multe despre viață, cu cât treci prin mai multe, cu atât devii mai înțelept. Așadar, în această săptămână împărtășiți-vă înțelepciunea. Vă aștept la sesiuni personalizate, cei care aveți nevoie de puțină ghidare din punct de vedere astrologic, cei care aveți nevoie să vă cunoașteți prin intermediul acestei arte, artă și știință, o mai numesc unii. Eu aș spune că este o artă, spune că este un dar divin, că este un instrument de cunoaștere extraordinar, un instrument care să ne ghideze pe calea noastră spre cel mai înalt potențial, spre cea mai bună variantă noastră, spre desăvârșire. Dacă simți să lucrezi cu mine, eu te aștept cu mare drag într-o consiliere personalizată. Mai multe despre aceste sesiuni pe site-ul meu, andreiadincă.ro. Te aștept cu mare drag să lucrăm împreună. Și acum, întorcându-mă la această săptămână, avem o săptămână în care se formează o lună nouă în Taur. Așadar, mare atenție la gândurile voastre, la planurile voastre, mare atenție la planurile financiare, planurile care vă aduc securitate, stabilitate, pentru că da, este o săptămână în care planurile financiare sau planurile care să vă asigure o viață în confort, o viață relaxată, în relaxare, o viață frumoasă, planurile acestea pot fi scrise la această lună nouă, 7, 8, 9 mai, se formează pe vreo 3 zile această lună nouă. Momentul maxim e pe data de 8, dar avem, să spunem așa, câteva zile în această energie și este important să vă gândiți la planurile voastre, este important să vă gândiți la nevoile voastre, este important să vă faceți așa o listă cu prioritățile pe care voi le aveți în viața voastră și nu numai. În această săptămână, pe lângă luna nouă, ne bucurăm și de multă energie în Taur, da? Vine și luna aici, o să fie 5 planete în Taur în această săptămână. De asemenea, multă energie în Berbec, având în vedere că în această săptămână Martele este în Berbec, aveți o putere de a acționa și inițiativă poate mult mai mare decât până acum. Și aș zice că avem totuși un Neptun în grad karmic, în grad anaretic, care acest Neptun în grad karmic nu neapărat că o să vă dea planurile peste cap, dar cred că o să vă dea un văl de la ochi. Totuși, Neptun în gradul 29 în Pești trezește puțin. Vine ca un clopoțel de dimineață, ca un ceas deșteptător. Vrea să te trezească puțin. Vrea să îți arate la ce nu ai fost atent și ce mai ai tu de schimbat, unde să mai lucrezi, unde să-ți duci atenția. A spune cumva că ar putea să trezească. Repede, repejor. Fiecare semn zodiacal în parte, să vedem cum se așează săptămâna. Mulți mai sunteți prin vacanță, mai aveți zile libere după Paște, poate petreceți, poate vă preocupați de viața voastră personală. Fiecare a petrecut cu familia și încă mai petreceți și luni și poate și marți.
mă rog, sunt câteva zile după Paște în care poate v-ați mai luat un pic de liber să vă odihniți, să vă relaxați, să vă tihnească, să spunem așa. Începem cu berbecul și ascendentul în berbec. Săptămâna aceasta aveți o viziune diferită legată de zona banilor și poate chiar să vină către voi șanse, proiecte, oportunități financiare. Este o săptămână bună pentru a spune da unor proiecte financiare noi, pentru a face planuri financiare de mare anvergură. Da? Deci poate să fie ceva deosebit. Aveți energie să începeți diete, să faceți sport, să faceți mișcare și chiar vă angrenați în tot felul de acțiuni, activități care să vă pună corpul în mișcare. Din dragoste vă dați seama ce aveți nevoie să schimbați și să îmbunătățiți, iar pe partea de muncă și de bani, oricum v-a spus că este o săptămână benefică. N-are cum să nu fie benefică când urmează o lună nouă în Taur, cu dita mai aglomerație de planete în Taur, pe casa voastră a banilor, Marte, guvernatorul vostru la voi acasă, dacă nici ăsta nu vă dă energie să faceți tot ce v-ați propus, cine să vă mai dea? Mercur la voi acasă, mintea e rapidă, găsește soluții, nu-i scapă nimic, e foarte ageră, să-i spunem așa. Eu aș spune că voi, berbece, chiar aveți o săptămână pe cinste, că mai sunt și mici momente de disconfort, e normal, pentru că trăim într-o viață pe pământ, unde mai sunt și mici minusuri. Taur. Taurii și voi, dragilor, aveți o săptămână foarte interesantă și în dragoste, unde se mai clarifică anumite lucruri și se cumva se sortează, se aliniază toate, se triază de la sine. Ce trebuie să rămână, rămâne, ce nu mai este bun, o să plece de la sine. Este o săptămână, să-i spunem așa, foarte concentrată pe relaxarea voastră, concentrată pe a vă construi o stare de bine, pe a vă construi o sănătate bună, pe a vă construi un confort, cum spuneam. Deci este o săptămână în care vă capuneți în prim plan și în care nevoile voastre sunt, să zicem așa, primele de realizat. Apoi, da, cum spuneam, și în dragoste se aleg lucrurile. Iar din punct de vedere financiar, veți găsi o forță și o motivație extraordinară. Noi începuturi pentru voi în această săptămână, noi proiecte, noi drumuri, noi călătorii, noi contracte, noi posibilități, o cale nouă, o direcție nouă. Chiar aș spune cumva că vi se poate schimba viața odată cu săptămâna aceasta și chiar iese cumva asul din mânecă, vă dați seama că aveți un as în mânecă, dar de care nu erați conștienți. Gemeni. Săptămâna aceasta gemenii au nevoie chiar să se relaxeze, să se liniștească, pentru că ați tot tras, așa, ați fost într-un maraton, iar acum s-a terminat acest maraton și aveți nevoie de o odihnă înainte de a intra într-o nouă competiție, metaforic vorbind. Ce vreau să spun este că dați-vă timp să vă liniștiți, luați-vă mai multe zile de concediu, nu intrați într-o alergătură pentru că sunteți pe bandă, deci sunteți pe o bandă care nu se oprește. Ascultați-vă intuiția, încercați să opriți cheltuielile inutile și încercați să observați pe unde se scurg banii voștri, de ce pleacă din buzunarele voastre, care sunt obiceiurile financiare care nu vă ajută, care sunt obiceiurile negative, care sunt lucrurile care vă îndepărtează de avuție și de prosperitate. Puteți să conștientizați în această săptămână în calm, în liniște și în relaxare, care sunt tiparele repetitive care vă eliberează de bani, să vi se scurgă printre degete. Întâlnirile cu prietenii sunt foarte savuroase și chiar puteți să aveți așa poftă de viață, de distracție, de iubire după întâlnirile cu prietenii. Rac. Racii au o săptămână încărcată, vă întoarceți foarte repede la muncă, unii dintre voi, unii mai stați pe acasă, mai stați cu prietenii, cu familia, dar în mare parte vă concentrați destul de mult către zona asta de muncă. Vă concentrați destul de mult către această zonă ce poate să aibă legătură cu a organiza un eveniment, cu a organiza o reuniune, cu a intra într-un grup, cu a vă conecta cu un anume grup. Este o săptămână cu decizii, cu poate tot felul de speculații, cu și penalități în anumite situații. Vă simțiți penalizați de parteneri, partenere, de copii,
poate chiar și o ușoară respingere, dar gândiți-vă că nu le puteți face pe toate. Nu puteți să fiți și gazda perfectă, și soția perfectă, și mama perfectă, și prietena perfectă, și sora perfectă. Nu le puteți face pe toate. Asumați-vă un rol, două, trei, dar nu pe toate, că nu puteți. Sau luați-le pe rând aceste roluri. Aveți o săptămână încărcată și chiar și unele prietenii vă dau de gândit. Leu. Săptămâna aceasta pentru lei este ofertantă și chiar a spune bună din multe puncte de vedere, chiar dacă sunt și câteva situații în care aveți senzația că ați muncit mai mult și nu ați fost recompensați, sau că emoțiile voastre nu sunt luate în serios, sau că voi nu contați atât de mult, sau că alții sunt mai importanți. Pot fi și niște momente de agitație, anxietate, bănuială, sau poate că este acea dorință de a fi voi pe primul loc. Mai lăsați și pe alții câteodată, dar că vreți voi pe genul ăsta. Adică las pe el să fie pe primul loc ca să fie și el să nu mai plângă. Gândiți-vă așa, da, că voi sunteți mărinimoși și lăsați pe ceilalți să fie pe primul loc, că oricum era al vostru, da? Așa că sunteți voi bun la suflet, hai mă, fiți voi săptămâna asta. Să mai vine și rândul altora, da? Adică nu poate fi doar despre noi. Ideea este că este o săptămână încărcată, este o săptămână în care puteți să creșteți și să evoluați foarte mult și financiar și profesional și ca reputație, dar mai lăsați și pe alții să mai ocupe anumite locuri, anumite poziții. Călătoriile sunt foarte bune, benefice, dar și studiile. Discuțiile în viața de cuplu vă ajută foarte mult, planurile vă ajută foarte mult, vă creează un confort mental și chiar sufletesc. Fecioară. Fecioara săptămâna aceasta are multe de învățat, are multe de făcut. Chiar dați examene, studiați, vă depuneți CV-ul, vă înscrieți la o școală, vă înscrieți la un curs. Este, să spunem așa, o săptămână foarte încărcată, este o săptămână foarte importantă, este o săptămână în care creșteți spiritual, vă remodelați, vă reinventați, chiar a spune cumva că vi se deschid noi orizonturi și noi perspective, mai ales financiare, pentru că până la urmă voi vreți să fiți utile și să construiți ceva în viața voastră. În această săptămână vă faceți mai mult timp și pentru anumite calcule și pentru a vă debloca. Deblocarea poate să se întâmple prin sport, prin mișcare. Deblocarea poate să se întâmple prin activități în care vă mișcați corpul. Dans, mers pe jos, împământare, ce mai vreți voi. Oricum, foarte interesant pentru că mi se dă așa un vâl de la ochi. Balanța. Săptămâna aceasta este interesantă pentru balanță. Primiți foarte mult sprijin, primiți energie de la cei din jur. Chiar aveți nevoie de sprijin, că poate că voi nu puteți în ritmul în care pot ceilalți și aveți nevoie de mai multă înțelegere, aveți nevoie de mai mult sprijin, aveți nevoie să fiți luați mai ușor. Dacă se poate să fiți luați mai ușor, e ok. Adică nu începeți gata după Paște, hop, la muncă, tragi tare 15 ore pe zi. Luați-o mai ușor, iar cei de lângă voi să vă înțeleagă că aveți nevoie de mai mult timp pentru a vă porni motoarele, că aveți nevoie de mai mult timp pentru a începe activitatea. Este o săptămână în care întâlnirile cu prietenii, cu partenerii, cu cine vreți voi, întâlnirile, socializarea, planurile vă ajută foarte mult. Și sunt și niște situații legate de viața intimă, sunt și niște situații legate de bani, de credite, de moșteniri, de anumite decizii financiare, poate de o moștenire, poate de o succesiune, poate de o investiție, poate de o licitație, care lucrurile astea au nevoie a fi lămurite, rezolvate, refăcute. Scorpion. Nativii Scorpion vor avea o săptămână foarte interesantă pe sectorul relațiilor. Totuși aveți o lună nouă în casa voastră a șaptea, pe acolo Venus, Uranus, Soarele, Jupiter, adică despre ce vorbim? Foarte multă energie prin casa a șaptea. E clar că vă puteți asuma niște responsabilități în relații, e clar că este momentul pentru o îmbunătățire a unor relații, fie financiare, fie emoționale. Da, deci pot fi niște îmbunătățiri, noi proiecte, noi drumuri, noi posibilități și chiar a spune că rezolvați și cu niște planuri financiare.
Vă reîntoarceți la muncă cu multă energie, cu multă voie bună și cu niște idei foarte smart, foarte repede găsiți soluții. Mintea voastră caută variante, să lucrați bine în echipă, să rezolvați anumite lucruri, să vă apucați de mișcare, de sport, de obiceiuri sănătoase, de o dietă, de după Paște acum toată lumea o să iete la dietă. Este o energie foarte interesantă, această energie în Taur și mai ales în Berbec, pe casa voastră a șasea, care vă impulsionează, vă ambiționează, vă motivează să acționați și să faceți cât mai multe, să demonstrați, să vă arătați puterea. Dar aveți nevoie și de timp pentru voi și de activități pentru voi. Iar în dragoste să știți că sunteți foarte surprinși și plăcut. Săgetător. Nativii săgetători sunt surprinși plăcut la locul de muncă, unde vi se așează anumite proiecte, unde vi se așează anumite lucruri pe care le-ați făcut și asta este minunat, deoarece chiar aveți nevoie să le faceți, chiar aveți nevoie să primiți așa un pic recompense și laude în urma muncii voastre și eforturilor pe care le-ați depus. Aveți un pic grijă cu planurile pe care vi le faceți legate de sănătate, pentru că ar fi bine să vă faceți niște planuri legate de dietă, de anumite activități, anumite îmbunătățiri, să le spunem așa. Poate să investești mai mult într-o hrană sănătoasă, poate să investești mai mult într-un umidificator în casă, poate să investești în ceva care să te ajute să evoluezi și să te simți mai bine și să ai o viață mai liniștită. În dragoste, speranța moare ultima sau a spune că speranța reînvie, pentru că se cam aprinde flacăra pasiunii, se cam aprinde focul distracției, senzualității, sexualității. A spune cumva că vă cam îndrăgostiți de viață, vă cam îndrăgostiți de vreo persoană, vă reîndrăgostiți. Se activează așa focul pasiunii, se activează sufletul vostru și asta este minunat, pentru că într-adevăr aveți nevoie de distracție, aveți nevoie de pasiune, aveți nevoie să vă bucurați. Este o săptămână cu multă adrenalină pe casa iubirii, a copilului. Poate chiar faceți multe activități cu copii, ieșiți cu ei în natură, faceți copii, vă decideți să faceți copii sau stați cu nepoții, cu nașii, cu finii, cu copiii altora. Vă apropiați de această energie și chiar aveți așa cheful ăla de distracție și copilul vostru interior este bucuros. Capricorn. Nativii Capricorn au o săptămână interesantă cu multe discuții în familie, dar ele sunt constructive. Aveți discuții legate de zona financiară, aveți discuții legate de zona, să spunem așa, aceasta poate chiar legată de casă, de investițiile în casă. Deci sunt foarte multe posibilități pentru casa voastră, să vă schimbați casa, să renovați, să faceți o investiție, să mergeți într-o casă nouă, să cumpărați anumite obiecte pentru casă. Chiar și zona creativității, proiectelor financiare creative, proiectelor care să vă bucure sufletul și aceasta este destul de activă. Este o casă care a spune cumva că se împletește foarte bine cu semnul vostru, pentru că energia Taurului se împletește foarte bine cu energia Capricornului, sunteți semne de pământ și da, veți primi securitate, stabilitate, veți primi undă verde în viața de cuplu, într-o relație, o relație se stabilizează, un copil poate să apară sau o decizie legată de copil sau de un proiect creativ. Copilul poate să vină sub multe forme, nu neapărat copil-copil, poate să fie proiecte cu copii, proiecte creative, proiecte artistice, proiecte care vin din sufletul vostru. Deci este o săptămână în care să vă puneți intenția să creați ceva, să aduceți iubirea în viața voastră, să stabilizați, să sedimentați, pur și simplu puneți fundația viitorului vostru legat de iubire, creativitate, copil, vindecarea copilului interior, activități recreative și, bineînțeles, cu casa. Deci și energia momentului se împletește grozav cu energia semnului vostru, așadar, mare atenție ce vă doriți, pentru că puteți să împliniți. Și să fiți un pic atenți la oboseală, epuizare, odihniți-vă mai mult. Vărsător. Nativii vărsător au în această săptămână multe decizii de dezbătut, decizii de luat, dezbateți foarte multe idei,
ies la suprafață foarte multe lucruri, vă gândiți la foarte multe, adică mintea voastră caută, 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 sapă, 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 sare de la o idee la alta, să fac și de-aia, și de-aia, și de-aia, și de-aia, să mă duc și colo, și colo. Adică sunt foarte multe energii, unele mai ușoare, altele mai puțin. Ce să mai spune că, da, e destul de multă provocare pentru voi astăzi și în această săptămână, de fapt, e destul de multă provocare mentală. Dacă faceți față gândurilor și rapidității cu care mintea voastră sare dintr-un loc în altul, o să fiți bine. Dacă nu, o să fiți un pic obosiți mental. Relațiile cu familia se îmbunătățesc, chiar dacă vreți o casă nouă, o renovare, o îmbunătățire a confortului casei, o reorganizare prin casă. Dacă vă doriți lucrurile acestea, Doamne ajută, pentru că da, ele se pot realiza și este o energie destul de drăguță, interesantă, pe creștere, pe dezvoltare, pe evoluție. Destul de faină, spune că se așează lucrurile din punctul ăsta de vedere, legat de casă, legat de familie, poate chiar o reuniune cu familia sau intenții legate de casă, familie împreună cu aceștia. Pești. Peștii au o săptămână destul de intensă, chiar aș spune cumva că vă gândiți foarte mult la planurile financiare, la îmbunătățirea acestora, purtați discuții, negociați, discutați cu rudele, cu frații, cu anumite persoane din anturaj, discutați foarte mult despre bani, discutați despre proiectele profesionale, discutați despre planurile de vacanță, deci sunt multe discuții pe mai multe sectoare. Sunt discuții cu familia, sunt discuții cu prietenii, sunt discuții cu partenerul. Unele vizează banii, altele vizează călătoriile, altele vizează să rezolvați cu anumite acte. Ce să mai, cam o țineți din telefon în telefon sau din întâlnire în întâlnire pentru a găsi niște clarificări, pentru a decide ceva, pentru a crește și a evolua. Este o săptămână cu idei financiare bune, este o săptămână în care vă gândiți chiar și la o mașină, un permis, un document, o calificare, niște cursuri pe care să le faceți și chiar ați spune că se schimbă modul în care voi priviți zona financiară, se schimbă modul în care voi vă faceți planurile în viața voastră. O schimbare de atitudine și chiar ați spune creștere și dezvoltare din multe puncte de vedere, pentru că este totuși o lună nouă care se formează pe casa voastră a treia și aceasta vă resetează, vă dă un boost de energie pentru ca voi să vă faceți cele mai frumoase și îndrăznețe planuri, să vă transformați visurile în realitate. Să fie o săptămână magică și să fiți binecuvântați!